Bună seara, ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri, în studio vă urează bun găsit, ca de obicei, Laurențiu Colintineanu. Vorbim despre tema dosarului revistei Dilema Veche, ce a apărut astăzi la chioșcurile de ziare. Astăzi este ziua de joi, reluarea emisiunii noastre este duminică după masă, dar astăzi vorbim despre viciile prestărilor de servicii și l-avem alături de noi pe coordonatorul dosarului, Andrei Manulescu. Bună seara, Andrei! Bună seara! Revista, vă spuneam, la chioșcurile de ziare de astăzi, nu mai găsiți la ora transmiterii acestei emisiuni pentru că probabil s-a dat deja, dar nu-i nimic, aveți dilemaveche.ro unde culmea, în ciuda în schimbul unui abonament cu bani, și că am început să mă bâlbui foarte mult la începutul acestei emisiuni, în schimbul unui abonament cu bani aveți acces la conținutul întregii reviste și, bineînțeles, la conținutul întregului dosar. Care sunt viciile prestărilor de servicii? Mie îmi place că rimează foarte mult, Andrei, titlul așa pe care l-ați găsit. Da. Era foarte greu de dat un titlu cu servicii, fiindcă se putea înțelege orice. Da, servicii secrete, da, serviciu da. Ca un job și eu, atunci... Eu, având în acest moment dosarul în fața mea, nu mă gândeam la servicii, dar mi-a adus aminte de campania electorală. Da, așa este. Uite, reușisem pentru o secundă să mă decuplez de ea, eram mândru, dar mulțumesc că m-ai adus înapoi în realitate. Nu știm prea bine cum merg acele servicii secrete, sperăm că merg destul de bine. Aparent, dar nu putem să fim secrete, nu știm exact, dar știm cum merg de bine, de rău, știm despre cum merg serviciile celelalte, adică prestările de servicii sau, cum spun economiștii, sociologii, sectorul terțiar. Sectorul primar fiind agricultura, cel secundar industria, iar cel de-al treilea serviciile, care după epoca industrializării în Occident s-au dezvoltat foarte mult, iar la noi ar fi trebuit să înceapă să se, și au și început să se dezvolte după Revoluție, dar încă au multe vicii. Vorbim de servicii mărunte, de la instalatorul care îți repară țeava la chiuvetă sau caloriferul și după ce pleacă constați că curge, la, știu eu, zugravii, cizmarii, până la servicii bancare, asigurări, spitale și lucruri foarte importante care și ele merg de multe ori cu obstacole, cu hopuri, cu probleme, ne enervăm tot timpul când avem de-a face cu servicii, chiar și cu cele particulare. Pare că viciile serviciilor publice și de stat s-au extins cumva, s-a extins epidemia și la cele particulare, care nu sunt întotdeauna foarte bine puse la punct. Hai să trecem un pic prin colecția de articole pe care le-ai coordonat, le-ai strâns pentru dosarul Dilemei Vechi din această săptămână, să vedem exact cam care sunt domeniile pe care autorii le-au luat în considerare. Sociologul Bogdan Voicu, cercetător la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, încearcă să explice de ce avem serviciile pe care le avem astăzi, pornind de la ideea că într-o perioadă în care Occidentul devenise post-industrial și serviciile se dezvoltau, în România noi ne industrializam forțat și că am pierdut mulți ani, în plus am pierdut și regulile, obiceiurile de amabilitate, de câștigarea clienților care existau până la venirea comunismului. Și sunt lucruri care cer timp. Zâmbetul întipărit pe figura celui care prestează servicii, felul de a se purta cu clienții, sunt lucruri care uneori se transmit de la o generație la alta. E greu să le schimbi foarte repede. Mai există un text dintr-o perspectivă mai economică puțin, a lui Dorel Dumitru Chirițescu de la Târgu Jiu. Cu domnia lui o să vorbim imediat în legătură prin telefon, așa că o să lăsăm pe dânsul să ne explice, da, textul este, și viziunea sa. Apoi sociologul Mircea Chivu, care are o altă
explicații asupra necazurilor din serviciile noastre, și anume că clienții sunt încă nepregătiți să refuze un serviciu prost, sunt li se pare că e un efort, că sigur dacă refuzi un serviciu că nu e bine făcut, pe moment ești privat de acel serviciu și poate e un efort, e greu, dar numai așa îi poți educa, între ghilimele, sau pe cei care prestează asemenea servicii să le facă cum trebuie, să știe că, domne, nu merge să faci treaba de mântuială, că ești refuzat sau nu primești banii sau ești certat sau ți se cere să faci lucru așa cum trebuie. Știm, bineînțeles, aici e și celebra idee că românii care se duc în străinătate lucrează foarte bine și când vin în România își permit să lucreze altfel pentru că nu li se cere să lucreze așa cum ar trebui. Stella Georgianu, colega mea de redacție, face un inventar al mai multor servicii care merg prost, vorbește și de niște statistici, dă exemple, și avem și o întrebare pusă președintelui Autorității Naționale de Protecția Consumatorului, care explică unde sunt domeniile cu probleme, cu ce s-au confruntat ei în ultima vreme și s-au confruntat cu proaste servicii în turism, hoteluri, restaurante. Mai există câteva articole în care sunt povestite întâmplări cu servicii, cu prestări de servicii chiar și la administrația financiară. Nu știu dacă putem să spunem că e un serviciu propriu zis, dar totuși omul de la ghișeu trebuie să-ți satisfacă o nevoie, e un serviciu public. Și colega mea, Ana Maria Sandu, povestește cum după ce a primit o mulțime de somații de la administrația financiară, în care se spunea că trebuie să dea niște sume enorme de care ea nu știa, nu înțelegea de unde vin, s-a dus acolo și un anume domn Tudor i-a spus că e o greșeală din computer, că de aceea a primit somațiile și că el a rezolvat problema și ca prin minune toate datoriile s-au șters, tot ce apărea pe hârtie, și bineînțeles nu erau reale, dar mă rog, aici e omul care trebuie să intervină, să-ți facă un favor, pentru că sistemul e conceput prost. Mai avem povești cu zugravi, cu instalatori, cu tot felul de meșteri și, nu în ultimul rând, deși e pe ultima pagina dosarului, povestea cu serviciile medicale, cu spitale și cazuri limită pe care poate că nici nu merită să le povestim, că sunt de-a dreptul îngrozitoare. Adică acolo e o chestiune de viață și de moarte, un serviciu prost poate să însemne moartea pacientului. Te întrerup puțin pentru că în acest moment îl avem în legătură cu noi prin telefon pe domnul Dorel Dumitru Chirițescu, este profesor de economie la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Bună seara, domnule Chirițescu! Bună seara la toată lumea! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi în emisiune, vă mulțumesc și pentru articolul, deși nu lucrez eu la Dilema, dar l-am consumat cu plăcere, articolul pe care l-ați scris în dosarul revistei. Vreau să vă întreb, domnule Chirițescu, pentru început, așa, o întrebare de încălzire. Din perspectiva dumneavoastră economică, de ce nu avem noi servicii dezvoltate la un nivel calitativ mai mare în țara noastră? Și am să pun întrebarea într-un context care este oarecum evident oricui, în condițiile în care industria la noi a regresat, am fi putut să ne concentrăm pe sectorul serviciilor și am făcut-o într-o oarecare măsură, dar la capitolul calitatea prestării mai avem încă deficite. De ce, în opinia dumneavoastră? Da, este o dezbatere foarte interesantă și felicit pe cei de la Dilema pentru că au inițiat-o. Pentru că până la urmă,
calitatea noastră de consumator și poziția noastră de consumator, de oameni care își apropie ceva din exteriorul lor, bunuri, mărfuri, servicii și așa mai departe, este una esențială. Este până la urmă finalitatea vieții noastre, dacă e să judecăm așa, a consuma ceva bun, a avea ceva bun, a fi la un nivel înalt din punct de vedere al apropierii bunurilor exterioare și al serviciilor exterioare. Este, ce să vă spun, este o dezbatere. Eu am simțit nevoia să fac o delimitare între ceea ce înseamnă consumator, serviciu și construcție socială și construcție societală. Adică noi, România, ar trebui să ne amintim, zic eu, că noi nu suntem de mult timp consumatori și că consumatorii, în adevăratul înțeles al cuvântului, sunt cei care pot să aleagă. Cei care pot să decidă să dețină o paletă foarte largă de alegeri, de posibilități de a alege. Deci, ca atare, în epoca de dinainte de 1990, nu putem să ne socotim a fi fost consumatori în sensul propriu al cuvântului, ci doar niște cetățeni care pur și simplu luau din magazine, din rafturi, din spitale, din policlinici, pentru că am auzit finalul discuției dumneavoastră dinainte de a intra eu, luau ce li se oferea, deci nu aveau această posibilitate a alegerii. În concluzie, nu erau consumatori în înțelesul capitalist, în înțelesul economiei de piață al termenului. Andrei Manolescu spunea în discuția al cărei final l-ați auzit mai devreme că e proverbul sau zicala că românii în străinătate muncesc bine și când vin în România își pot permite, tocmai din cauza clienților, să muncească nu neapărat la același nivel pe care, la care prestează în Occident, să spunem. E costul de oportunitate, asta doar ca să mai introduc în discuție o noțiune pe care mi-aduc aminte din facultate, e costul de oportunitate al consumatorului român prea mare, în sensul că are impresia că nu-și permite să renunțe la un serviciu prost prestat? Da, este și asta. Este și asta. Costul renunțării este destul de mare, dar în același timp ca să-mi continui ideea, avem, ce să vă spun, deci avem această imposibilitate, această neșansă cumva De a fi consumatori în adevărat înțeles al cuvântului de curând. Deci România nu poate oferi mai mult decât este ea însăși, nici în ceea ce privește serviciile, nici în ceea ce privește calitatea mediului extern al ceea ce consumăm și în raport. Deci până la urmă serviciile și calitatea vieții noastre, dacă e să o luăm așa, privind pe ansamblu, sunt corelate cu mediul economic, cu mediul social, cu tipul de construcție socială, cu tipul de relație umană, esențial din punctul meu de vedere. Și anume, noi românii, am și spus eu în articol că noi suntem o țară de șefi și ca atare este foarte greu ca într-o țară de șefi să găsești servitori, folosind ghilimele de rigoare, să găsești servitori în adevărat înțeles al cuvântului, adică oameni care să și servească. Adică noi, vedeți, noi românii avem un gen de atitudine din asta, eu am spus-o și spun permanent că ne-am avea nevoie în acest moment de câteva milioane de indieni în România care să muncească cu un euro pe zi și care să învețe într-adevăr să ne servească. Adevărat, cel puțin înainte de criza din 2009-2010, România era o țară de patron, probabil și de acolo atitudinea de șef. Da. Aș vrea să vă întreb, dacă îmi imaginez o situație ipotetică, dumneavoastră, dacă aveți un zugrav în casă care vă face treabă de mântuială pe românește, ce îi spuneți? Cum îi spuneți că sunteți nemulțumit? Refuzați să-l plătiți? Îl dați afară? Sau îl puneți să facă treaba bine până la capăt? Cum reacționați dumneavoastră într-o asemenea situație? Da, este o întrebare foarte bună asta. De regulă am pățit lucruri de genul ăsta, vă dați seama că eu am trăit și trăiesc numai în România. Toți am trăit asta, vă dați seama. Deci n-am fost niciodată plecat în adevărat înțeles al cuvântului, adică pentru o perioadă mai îndelungată din țară. În sensul de a mă îndepărta de țară într-un fel sau altul, deci am trăit numai în România la propriu și am pățit asemenea lucruri și, în general, din experiența am învățat că trebuie să stau foarte aproape de cel care îmi oferă serviciile. Da, atunci nu munciți dumneavoastră practic cot la cot cu cel pe care îl plătiți? Uneori chiar mai și pun mâna, da.
Bine, și status, și status, da, și supervizatul, adică statul acolo și, da, supervizatul, da, practic tot o muncă e. Da, da, este o pierdere, este o pierdere de timp și limitează cumva, produce frustrări, pentru că până la urmă prețul este același și faptul de a pierde timp, să stai lângă el, pur și simplu. Dar vreau să vă spun un lucru, eu și când merg la dentist îi spun cu foarte mare atenție care măsa mă doare, pentru că în jurul meu sunt foarte multe măsele scoase lângă alea care nu aveau nimic. Deci îi spun, dom'le, vezi că este aia de sus din partea de, deci asta, și eu arăt cu degetul. Deci vreau să vă spun că am făcut un fel de fobie a relației cu cei care mă oferă serviciile, iar când mă duc la pompă la să bag benzină la mașină, am cumpărat acum câțiva ani o mașină care în proporții foarte mare erau acele mașini pe motorină, erau motorizate pe motorină și a mea era pe benzină. Și m-am obișnuit și de fiecare dată când mă duc să bag benzină, nu-i las să-mi bage benzină, le spun benzină. Și mă duc și pun mâna pe ea și spun asta e benzină, pune benzină, să nu pună cumva motorină. Deci este un nivel de atenție pe care trebuie să-l acordăm celor care ne servesc uluitor și nu vă mai spun că ce pățesc la restaurante cu povestea cu vinul care mi se servește ăla roșu, întotdeauna mi se servește foarte rece sau invers și așa mai departe. Deci este o nebunie în care trăim cu serviciile, da, este adevărat. Asta cu vinul, de exemplu, că tot ați adus vorba, la o adică am putea spune, domne, nu se știe. Na, există, da, o lipsă de cultură a modului în care se servește și se bea vinul în România. Există și din partea celor care beau. Dar revenind puțin la exemplul cu zugravul și alți meseriași din aceleași categorie de prestări de servicii. Credeți, din punct de vedere economic de data aceasta, că faptul că majoritatea unor astfel de lucrări se desfășoară la negru pe românește, adică nefiscalizat și fără un contract semnat în care să fie prevederi clare, credeți că munca aceasta la negru și apetența noastră de a plăti astfel încurajează cumva nivelul scăzut al serviciului prestat? Da, este și asta și evident că da, este și asta pentru că este deresponsabilizarea celui care intră la tine în casă, care pune la tine în gură, ziceți, seringa sau care pune pompa în rezervorul mașinii tale. Este un gen de deresponsabilizare în sensul în care da, într-adevăr, neavând o relație foarte clară cu el, el își permite să balanceze spre o calitate mai proastă, spre o viteză mai mare și așa mai departe. Dar nu numai asta. Lucrurile pe fondul lor, lucrurile la noi în țară, sunt acelea unei înapoieri de tip social. Este vorba, România, încă o dată spun, nu poate fi mai mult decât este ea însăși și nu, noi nu putem avea mai mult decât suntem noi înșine. Este aici și o, cum să zic, este un gen de atitudine pe care trebuie să-l aibă și cel care consumă serviciile, în sensul în care el trebuie să fie un om nu arogant, nu trebuie să fie un om care se privească de sus pe cel care îi oferă serviciile, că chipurile el ar plăti, ci pur și simplu ne datorăm unii altora o conduită corectă, umană și până la urmă de egalitate, cumva, de raport juridic, chiar cum spuneți dumneavoastră, care se va încetățeni, probabil, măsură ce trece timpul. Va trebui să mai așteptăm puțin să ne simțim cu adevărat bine și să fim respectați și să respectăm, iarăși, pe cel care ne oferă serviciile, pentru că și a oferi, și tu ca și patron de apartament, ca proprietar de apartament, datorești celui care zugrăvește apartamentul toată atenția și corectitudinea la plată și calitatea materialelor și așa mai departe. Deci trebuie să-l provoci cumva și tu pe el. Foarte corect. În timp ce dumneavoastră povesteați, mi-am adus aminte, vă mărturisesc în momentul acesta, de mama mea la piață. În vremurile în care eram mic și eram târât la piață să fac cumpărături, da, cu ghilimele de rigoare, pentru că eu nu făceam nimic. Da. Mi-aduc aminte de momentul, atât ante 89 cât și post 89, în care mama mea în fața unei tarabe cu roșii sau cu ardei sau cu struguri sau cu mere nu cumpăra dacă nu putea să-și aleagă bucată cu bucată. Cred că face acest lucru și în ziua de astăzi. E o relație altfel? Adică de ce se întâmplă la piață, într-un asemenea gen de situație, dar în alte locuri nu se întâmplă? Da,
Da, noi am crescut foarte mult. Dacă privim în urmă, repet, vedeți, noi avem permanent, și ăsta este, cred că, un defect, un ușor defect al nostru, noi avem, uităm permanent la ce ne raportăm, în sensul în care noi acum câteva zeci de ani eram o haită de oameni nebuniți de foame care alergau cu plasele goale pe străzi. Și care consumau orice. Și că da, căutând o bucată de pâine sau căutând, vă amintiți cum mergeam noi ca să vedem prin cămine să cumpărăm un pachet de țigări, să ne ducem la un prieten să oferim un cadou, să captăm atenția cuiva. Deci noi eram o haită de oameni lipsiți. Deci noi nu ne puteam numi consumatori. Nici plase n-avea toată lumea și dacă n-aveai plasă, da. Andrei Manolescu sunt. Da, Andrei. Bună ziua. Dacă n-aveai plasă, nu puteai să faci cumpărături, că nu ți se dădea de la piață, dacă ne aducem bine aminte. Era... Da. Și era acea nebunie cu pungile de plastic care nu se găseau și se păstrau. Da, da, te amintești că le păstram în casa alea pe care scrie Achent. Da, da. Da, urâtă lume. Venim într-o lume foarte urâtă și tocmai din cauza asta cred că nu trebuie să fim foarte nevrozați, să nu fim foarte neliniștiți atunci când încă nu avem nivelul pe care ni l-am dori. Adică cum invocam eu, de exemplu, exemplul vinului roșu servit rece. Deci asta este, deja este un rafinament. Un moft. Și da, și încă nu am ajuns acolo, dar cu siguranță vom ajunge și acolo. Deci, totuși, privind în spate, asta vreau să spun, privind în spate și amintindu-ne de unde venim și ceea ce am fost, pașii sunt foarte importanți și atenția care ni se acordă este totuși una importantă. S-au făcut, sunt, adică, într-adevăr, zugravul este din ce în ce mai atent și asta se vede în casele noastre, nu? Și în clădirile publice și peste tot pe unde umblăm. Caloriferistul este iarăși mai atent pentru că nu mai curge apă peste tot și nu știu dacă ați observat când intram, dacă vă mai amintiți, că am terminat când am stat prin cămine, când eram studenți. Toate băile curgeau, toți robineții curgeau, toate dușurile erau sparte. Deci România este totuși altceva. Era o dictatură a proletariatului. Acum ar trebui să instituim o dictatură a consumatorului? Da. Da, evident că da, pentru că să știți că în cărțile de socialism științific, de economie socialistă, nu există un capitol de teoria consumatorului, dar în toate cărțile de economie liberă de piață există un capitol separat despre teoria consumatorului. Da, evident, aici este vorba. Cu cât România va fi mai prosperă, cu cât România va fi mai legată de ceea ce înseamnă prosperitate și civilizație, cu atât consumatorul va fi adevăratul dictator. Da, aici este marea diferență. Deci vom dicta pe măsură ce vom fi puternici, pe măsură ce vom avea șansa unor alegeri din ce în ce mai variate și unor alegeri complete, conștiente, cu gusturi rafinate, specifice unor oameni moderni de secolul 21. S-au făcut pași importanți, trebuie să-i vedem. Și se vor mai face, evident, cu viteza noastră, tipic românească. Cum se poate instaura însă, domnule Chirițescu, dictatura consumatorului cu ghilimelele de rigoare, în condițiile în care... În unele domenii, pentru că noi am vorbit până acum numai de servicii private, într-un fel sau altul. Da. În unele domenii nu există însă opțiunea. Degeaba vreți să vă duceți la altă circă financiară, pentru că n-aveți alta, pentru că sunteți arondat la cea la care sunteți. Plus că există un singur administrator al sistemului fiscal, de exemplu. Ce se poate face acolo? Pentru că și calitatea serviciilor publice, de la administrație locală, financiară, etc., mă rog, trecând și prin sănătate, bineînțeles, pentru că pacienții nu putem să uităm, sunt în continuare la un nivel care lasă de dorit. Da, este adevărat, aici este într-adevăr marea problemă, statul și omul de după ghișeu, din spatele ghișeului. Vă amintiți, dacă evident că noi suntem probabil aceeași generație, așa am citit cel mai iubit răpământem toți. Și vă amintiți că Victor Petrini, atunci când iese din închisoare, pentru mine, de exemplu, este edificator. Eu de câte ori mă duc în fisc sau la poliție, mă amintesc de asta, și iese și apoi și se merge la oficiul de forță de muncă, de angajări. Și femeia din spate ghișeului, una așa mai ciudată, mânca în continuu, mesteca în continuu și oferă un formular să-l completeze, știi? Și Petrini tot îl găsește și pe primul, găsește și pe al doilea,
îl greșește și pe al treilea și asta supărată îl întreabă, dom'le, câtă carte ai, dom'le, te tot greșești formulare ăsta, nenorocitule ce ești. Și Victor Petrini răspunde că multă cucoană, multă. Da. Deci este adevărat, de la cucoana aia din anii 50-60, este totuși multă informatizare și în România și asta este soluția. Relația cu statul nu poate fi rezolvată decât prin distanțare, prin informatizare, prin folosirea calculatorului, a terminalelor și așa mai departe. Să ieți, cu când ne distanțăm de ei, cu atât mai bine. Adică putem plăti fiscul și prin acum și prin telefonul mobil. Putem, problema e când obții o adeverință de la ei, o hârtie, atunci acolo e foarte greu, da. Da, sau dacă cineva se duce să plătească impozitele, nu poate să-l plătească cu cardul, de exemplu. Încă nu. Deși, încă nu, dar... deși se militează, pentru da. Multă lume primește pensiile pe card, dar pe de altă parte, mă rog. Da, da, sunt niște, le-aș spune, paradoxuri ale serviciilor publice prestate către români. Domnule Dorel Dumitru Chirițescu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în legătură directă cu noi în această seară. Domnul Chirițescu este, vă spuneam, profesor de economie la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu și, dacă aveți curiozitatea, în 2010 a publicat cartea A treia Romă despre capitalism, America și criza din 2007. O găsiți la editura academică Brâncuș. Cu alte cuvinte, concluzia, Andrei, care poate fi? Să mai așteptăm. Da, să mai așteptăm. Și mă gândeam, apropo de servicii publice, că există chiar un exemplu recent și despre care s-a vorbit. Vorbim atât despre dreptul de a vota. Statul trebuie să organizeze acel serviciu de vot, acel să asigure posibilitatea unui vot. Și ăsta e un fel de serviciu, dar bineînțeles, ești cetățeanul, e client captiv. Nu poate să se ducă în altă parte la, sau mă rog, poate, dar asta înseamnă să schimbe țara. Trebuie să schimbe țara, da. Sau totul. Să schimbe, să voteze în alt stat pentru parlamentul și președinții altui stat. Nu știu dacă ești în Germania sau în Franța sau și ai o secție de vot la 100 de kilometri și te duci până acolo și acolo nu poți să votezi, nu mai ai când să te duci la alta care e la altă 100 sau 1000 de kilometri. Da, bine, deci Uniunea Europeană odată cu liberalizarea circulației și, mă rog, cu înlesnirea dreptului de ședere, oferă o oarecare posibilitate în ideea în care o descrii tu, în sensul că dacă tu locuiești în Germania, poți să optezi, de exemplu, la alegerile europarlamentare pentru care europarlamentar vrei să votezi. Ai țării tale de origine, dacă mai ai cetățenia, sau ai țării în care trăiești pentru că ei, mă rog, te reprezintă pe tine din spațiul în care tu te afli, muncești, trăiești, etc., etc. E o înlesnire. Dacă ești român în diaspora și votezi la prezidențiale, s-ar putea să ai puțin mai mult ghinion, așa cum s-a văzut. Asta că tot reluarea emisiunii noastre se are loc duminică, în ziua votului, turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Și atunci, dacă mai trebuie să așteptăm, măcar ne gândim, odată cu dosarul dilemei, ce am putea totuși să facem să accelerăm procesul. S-ar putea spune că depinde de, și de noi, de fiecare dintre noi. Trebuie să cerem să se facă lucrurile bine și să refuzăm serviciile, de câte ori se poate, serviciile proaste. Să, de exemplu, să nu cumpărăm dintr-un magazin în care vânzătoarea ni se adresează greșit sau urât sau ne oferă, știu eu, o haină spunându-ne că asta ar trebui să ne vină și noi știm că aia nu ne vine. Sigur, sunt multe de învățat și în același timp, cum spunea Dorel Dumitru Chirițescu, nu trebuie să fim nici aroganți, să avem o atitudine de șefi, nici asta nu e în regulă. Vedem uneori, știu eu, în restaurante câte un să-i spunem așa cu un termen vulgar, barosan, care... Bine că n-ai zis baron, că mă gândeam iar la campanie. Care așteaptă de la chelner să-i facă și pantofi și se adresează urât și e tot timpul nemulțumit. Nici asta nu e în regulă, e un revers al medaliei, cumva. Trebuie să fim civilizați și să pretindem servicii rezonabile și
făcute așa, cum trebuie, până la capăt. Nu mai vorbesc de ceea ce se întâmplă în turism. Se pare că acolo lucrurile sunt mai greu de învățat sau probabil că una e să faci un serviciu de câteva minute cuiva care intră într-un magazin sau să știi să-i prezinți marfa, să-i vinzi marfa sau într-un restaurant să știi să-i duci mâncarea, să-i pui paharele cum trebuie pe masă, și alta e în turism unde trebuie să stai cu clientul mai mult timp, să-i aranjezi camera, să-l întâmpini cu niște cuvinte politicoase, să-i suporți unele mofturi între ghilimele sau să-i satisfaci unele nevoi speciale. Apropo de asta, cineva spune că e un text despre greșelile chelnerilor, care se pare că de foarte multe ori atunci când cineva cere muștar lângă nu știu ce friptură, are o cerință mai specială care nu e în meniu, se fac că uită pur și simplu, nu le convine să facă un efort în plus, nu, și li se pare că e o pretenție prea mare și că, domnule, asta e porția, așa arată, pe asta trebuie să o mănânci. Da, sunt lucruri care țin și de educație până la urmă și de școlile de meserii, de școlile care îi pregătesc sau care ar trebui să-i pregătească pe diversi prestatori de servicii. Să învețe cum să vorbească cu clientul, să se pună în locul lor. Asta, cred că asta e cea mai simplă metodă. Să încerci să fii tu în locul celui pe care îl servești, să-ți dai seama dacă ți-ar conveni să fii servit într-un anume fel sau în altul. Pași mai avem de făcut așadar, pași mai avem de făcut cu toții, cred că asta poate fi concluzia emisiunii noastre, iar dosarul dilemei vechi este un prilej bun să ne gândim cu toții, într-adevăr, ce pași putem face fiecare de partea noastră a baricadei, că suntem prestatori sau că suntem consumatori de servicii. Prestatorul de serviciu de radio din această seară, Laurențiu Colintineanu, îi mulțumește lui Andrei Manulescu de la Dilema Veche pentru că a fost din nou alături de noi. Și eu mulțumesc. Și ne reauzim săptămâna viitoare cu un nou dosar. Până atunci, duminică vă invit să ascultați reluarea emisiunii și bineînțeles pe YouTube, dacă ne căutați, ne vedeți și ce giumbuși lucruri am făcut în studio în această seară, vorbind despre viciile prestărilor de servicii. Până săptămâna viitoare, vă îndemn ca de obicei să rămâneți pe gânduri.